Ideea e că ce? Nu știu eu multă engleză, așa? Dar mi-e suficient cât știu, yeah. Cât să zic că ce alături de noi, yeah, este, măi, yeah, George Dice. Bravo! Am zis bine? Hello. Am zis bine! Sincer, eu nu înțeleg de ce nu zici George Dice sau George Dice. Sună mai fancy, George, sună, Dice, da, nu? Da, știi? Adică, da, ori o faci engleză cu totul, ori... Atâta timp cât e spus din suflet, eu primesc orice, da, variantă. Exact. Da, bine, da, da. Ea chiar asta atât, atât spune. George Dice. O rupe, da, pe franceză, da. Ce ai pregătit pentru astăzi? Dragilor, am venit din nou cu cei de la Dicto, prietenii mei de la Dicto, în frunte cu Alin și cu Alexandra. Am venit data, da, aceasta cu trupa, pentru că eu v-am pregătit o piesă nouă de Baciata care se cheamă Confia în Ti. Eu sunt de părere că toți merităm o a doua șansă. Despre asta este vorba în piesă, despre a doua șansă pe care o îmbrățișăm cu bucurie. Da, a doua șansă. E bine, da, să iei, eu am... Să o primești, da, primești, de context. Să o și dai, să și oferi, dar să o și primești. Exact. Că nu știi niciodată în viață. De unde dai, de acolo primești, da, exact. Sau invers, mă rog. În fine, nu intrăm în amănuntul astea. Bun, păi dacă suntem pregătiți, eu zic să ceabata de asta frumos, no, cum ne place, no, nou. Se fumică puțin. Măi, știi cum mă gândesc la niște... Măi, vine Mario cu niște cremvuși de ăștia, de care... La Marina, alo. Merge la pas. Relax. Vine Mario Popescu cu niște cremvuși, dar zice că nu e bine să-i mâncăm. E, dar acum... noi îl ascultăm, nu, pe el? Nu, îi mâncăm. Ca, da, să vedem ce rău ne e. Asta zic, noi zicem că el, da, și facem ca noi, da. Dar până, da, să mâncăm, hai mai bine să dansăm și să cântăm. Doamnelor și domnilor, George Dice.